Bună, drăguților, ce faceți? Astăzi vom face un clip despre ochelari. Țin minte că am mai făcut unul acum ceva timp, cred că acum câteva luni bune. Și astăzi m-am gândit să vă mai arăt încă o parte din colecția mea, să zic așa, pentru că în ultima perioadă, de fapt în ultimii ani, am strâns foarte, foarte multe perechi de ochelari. Sunt înnebunită după ochelari, după costume de baie. Haideți să vă arăt ce mi-am mai achiziționat. Bineînțeles, ochelarii mi-i achiziționez de pe site-ul celor de la Eirim. De acolo am aproape toate perechile. Mai am și câteva perechi de ochelari care sunt non-name și sunt mult mai ieftine. Nu le-am aruncat pe acelea, nu sufăr de mine sau chestii de genul. Doar că odată ce găsești, nu știu, un site sau un om care prestează niște servicii bune, sunt fidelă acelei persoane, legat de păr, spre exemplu. Eu nu pot să-mi fac părul în altă parte decât la Miha. Am stat nevopsită până acum o zi, când am fost la București să mă vopsească. Din Alba Iulia am fost la București ca să mă vopsească. Nu aș schimba-o pe Miha pentru nimic în lume. Să-mi scrieți în comentarii, apropo, dacă doriți să mai fac un vlog despre extensii, întreținere și așa mai departe. Ei bine, și la capitolul ochelari am un site preferat și anume Eirim. De acolo mi-am luat și aceste perechi pe care urmează să vi le arăt. Și haideți să-i dăm drumul, dar nu înainte de a apăsa pe butonul de like, de a vă abona la canal și de a mă urmări pe Instagram, pe TikTok, dar și pe contul meu de off. Bun, cu ce să începem? Am aici, opa, mulți ochelari. Sper să nu vă arăt ceva ce v-am arătat și în vlogul anterior, pentru că eu i-am pus pe toți într-o cutie de la niște bucanci Moja, o cutie neagră, simplă, vin perfect acolo. Haideți să începem cu o pereche de la Guess, care arată cam așa. Nu știu ce se aude de la vecinul sau ceva. Această pereche arată cam așa și haideți să-i și probăm. Ok. Sunt foarte nice și la modă, sunt acum în trend, pe o parte scrie Guess și sunt așa, un fel de print cu alb și cu negru. Bineînțeles, avem și certificatul nostru și de asemenea mai avem acest șervețel pentru a-i șterge. Următoarea pereche, avem o pereche de ochelari de la Bodega. Sau nici nu știu dacă se pronunță așa. Sper să nu mă fac de cacao, dar na. Avem o pereche de ochelari maro cu auriu. Și arată cam așa. Sunt foarte nice. Îmi plac super, super mult. Aceștia au venit în suportul lor verde. Avem certificatul și șervețelul nostru. Practic, cam așa vin toate de pe site-ul Eirim. Certificat, cutiuță și, bineînțeles, șervețelul acela pentru a șterge lentilele. Să trecem mai departe, avem o pereche de ochelari de la Vogue. De data aceasta, suportul este diferit. Este cu fermoar. Pe aceștia nici nu măcar nu i-am purtat. Arată cam așa. Chiar sunt tare, tare, tare drăguți. Scrie pe o parte Vogue și sunt chetai. Avem trei perechi de ochelari de la Versace. Toate perechile de ochelari de la Versace vin în această cutie. Și în cutie, practic, este suportul pentru ochelari, ochelarii, certificatul și acea batistuță sau șervețel, cum l-am numit eu. Am scos cele trei perechi de ochelari de la Versace din acele cutii ca să-mi fie mai ușor. Și prima pereche, avem așa, suportul nostru, iar prima pereche, sigur i-ați văzut pe Instagram, pe la tipele alea depozează super bine, arată cam așa, avem logo-ul aici cu Versace, figur, domnule, și arată cam așa. Sunt nice, rău de tot, n-ai cum. Cam în stilul acesta sunt aproape toate perechile, toate cele trei perechi, dar bineînțeles că nu m-am putut decide la un model anume, diferă logo-ul cumva din părți și la formă sunt aproximativ la fel. Aceștia au așa o chestie cu niște pietricele, dar sunt aproximativ la fel ca ceilalți și așa vine, așa. Deci, îmi plac maxim, îi ador. Pot să zic că aceste trei perechi sunt preferatele mele.
Și ultima pereche, dar nu cea din urmă, tot de la Versace. Avem aici suportul nostru. Cum am spus, sunt aproape identici. Are doar un V foarte, foarte mare aici într-o parte. Sigur și pe aceștia i-ați văzut pe Instagram. Și arată cam așa. Sunt cool, rău de tot, n-ai cum. Îmi plac maxim, îi ador. La aceștia mi-a venit și un săculeț din acesta, așa, pe care scrie Versace. În caz de aveți o poșetă mai mică, puteți să-i băgați aici și să strângeți. Foarte nice. Bineînțeles, șervețelul și... Nu mai încape, nu știu cum l-am pus. Cred că atunci când i-am purtat din greșeală am schimbat suporturile între ele. Mai avem o pereche de la Marc. Aceștia sunt și mai cool decât ceilalți. Cu un lănțișor așa, n-ai cum. Deci n-ai cum. O să vedem că l-am... Așa, ok. Și vin cam așa. Ia uitați. Bestial, n-ai cum. Fiță, domnule, fiță. Sunt tare, tare interesanți. Aici pe o parte este logo-ul foarte finuț. Și lănțișorul acesta, sper să nu se facă urțel, să nu oxideze. Mai avem o pereche de la Burberry. Și acum a venit faza aceea de pe internet cu... Oh, wow, wow, be careful! Avem o cutiuță maro, certificatul nostru, suportul de aceeași culoare și un șervețel pentru șters. Și o pereche de ochelari maro. Bam! Oh, wow, 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 be careful! Cam așa arată. Sunt genial. Efectiv, nu pot să zic nimic de rău despre nicio pereche de ochelari, pentru că îmi plac efectiv toți la nebunie. Nu știu dacă v-am arătat în clipul anterior, mi-am două perechi de ochelari mai vechi. Mai vechi. I-am luat acum ceva timp, tot de pe site-ul lor. Dar nu cred că vi-am arătat în primul vlog, deși m-am uitat puțin, am dat așa cu skip repede, să văd, să nu amestec sau să nu arăt de două ori. Mi-am două perechi pe care nu știu dacă vi le-am arătat, dacă vi le-am arătat îmi pare rău, dacă nu, asta e. O pereche de la Balenciaga și o pereche de la Moschino. Balenciaga așa și sigur i-ați văzut pe la mine prin pozi prin 2021 și ei arată cam așa. Scrie Balenciaga pe toată lentila, nebunie curată. Sunt foarte firave aceștia. Mai scrie și aici finuț Balenciaga. Bineînțeles cu șervețel și așa mai departe. Și perechea aceasta de la Moschino care vine în suportul acesta. Cineva face gălăgie pe hol, sper să nu se audă. Și cam așa ar arăta ochelarii noștri. Mi se par puțin dubioși aceștia, dar atunci, la momentul respectiv, mi-au plăcut. Și acum, nu zic nu. Pe o parte aici scrie Moschino. Oricum o să încerc să vi arăt și din aproape, ca să vă faceți așa o mică idee. Și cam atât. Aici mi-am o pereche de ochelari de pe Shein, dar n-am nicio treabă cu site-ul nostru Arim. Cam atât. Cred că vi-am arătat pe toți. Am o șubiță care sper că nu a stat așa tot vlogul, dar dacă a stat îmi cer scuze. Ce să-i faci? Bineînțeles că am comandat și prietenului meu vreo 2 sau 3 perechi, că am zis dacă mi-au eu să iau și lui. Acum vin și cu o mică surpriză pentru voi. Aveți și voi o mică reducere pe site la ei. Aveți un cod de reducere de 10% care este valabil în anul 2022, efectiv tot anul. Și vă mai pregătesc niște surprize, așa că urmăriți-mă pe Instagram, pe contul meu Valentina Varajos Lungu. Pentru că s-ar putea să am un discount mai mare la ei pe site, încă nu știu sigur, așa că mai bine urmăriți-mă ca să fiți acolo pe fază. Discountul acela mai mare este valabil doar 24 sau 48 de ore, dacă nu mă înșel. Am mai avut eu așa și de Crăciun și când au adus ei prima dată la ei pe site Gucci, din ce mi-amintesc, de anul trecut și v-am pus pe Instagram. Așa că v-am pus codul de reducere, așa că urmăriți-mă pe Instagram ca să fiți la curent, să aveți o reducere mai mare de 10%, cea pe care o aveți valabilă tot anul 2022. Ce pot să vă mai zic este faptul că pe site-ul lor găsiți aproape toate brandurile care produc ochelari,
au modele noi, au și reduceri, bineînțeles vă mai ofer și un cod de reducere, deci pentru iubitorii de ochelari și nu numai, vine și Sfântul Valentin în curând, dacă nu știți ce să cumpărați, puteți să achiziționați, dar din păcate vin puțin mai greu pentru că ei vin din străinătate și nu o să vină de pe o zi pe alta, așa că cel mai bine vă grăbiți acum, folosiți codul și cumpărați iubitei voastre sau iubitului o pereche de ochelari cool și să fiți siguri că ajunge până de Sfântul Valentin, dacă nu, de dragobete, de ce nu, pentru că trebuie să sărbătorim și românește. Practic, Valentine's Day nu este sărbătoarea noastră. Și cam atât și cu acest vlog. Sper că nu v-am plictisit. Cum am menționat și în primul vlog în care v-am arătat ochelarii, vreau să menționez și în acest vlog. Acest vlog nu este un vlog de laudă. Nu mă laud cu produse de brand, nu mă dau un spectacol, nu e ceva pe fiță opulență. Efectiv, este un simplu vlog cu ochelari. Nu vreau să o ducem în altă extremă, vă rog să-l tratați ca atare. Știți deja părerea mea, port atât lucruri de firmă, firme mari, cât și lucruri simple. Mă îmbrac și de la outlet-uri și de la SH-uri, n-am nici cea mai mică problemă, deci vă rog să tratați acest video ca atare, efectiv un vlog cu ochelari. Mă gândeam să mai comand ceva de la ei. Parcă niciodată nu sunt destui, nu știu, sunt nebună, efectiv. Abia aștept să am casa mea și să-mi fac așa un mare dressing cu haine, cu încălțări, cu genți. Bine, eu nu prea sunt așa pasionată de genți, am avut non-name-uri, mi-am luat și ceva de pe la Guess și ceva de pe alte site-uri gen chinezării. Să nu mai zic de partea de beauty, am devenit obsedată, în ultima perioadă mi-am comandat foarte multe produse de la pharmacy. Dacă mai achiziționez ceva o să mai fac încă o parte, bineînțeles, și poate facem un vlog în care să vă arăt așa cum mi-am pus într-un loc al lor pe fiecare, să facem cea mai mare colecție de ochelari pe care o am, ca să nu vi mai arăt așa pe părți. Bun, acestea fiind spuse, sunt tare fericită că am reușit să ajung să-mi fac părul. Nu am filmat nimic la Miha pentru că a fost full house și chiar am vrut să fac un vlog, însă din păcate a fost full house, este foarte aglomerată. Iar pentru cine mă întreabă de nuanță, culoare, extensii și așa mai departe, cel mai bine îi scrieți Mihaelei, vă răspunde tuturor. Și prețul diferă de la fiecare persoană în parte. Poate tu vrei să-ți faci doar rădăcinile, este un preț. Dacă poate tu vrei să-ți pui doar 15 fire de extensii, este un preț. Adică totul se calculează în funcție de ce dorește persoana respectivă. Bineînțeles, sunt niște prețuri standarde, cum ar fi șuvița, să zicem, 2 lei. Așa e pentru toată lumea, nu mie mi-e doc un leu și ție cu doi. Nu, mă refer strict la ce necesități ai tu. Vopsit, spălat, coafat, 15 extensii, 150. De exemplu, eu am 150 de fire în cap și de aceea prețul diferă de la fiecare persoană în parte. Bun, cam atât că m-am lungit cam tare. Acestea fiind spuse, vă pup, aveți grijă de voi. Sper să ne vedem curând cu un alt vlog. Am fost anunțată de la YouTube, ca o mică paranteză, că au scos conturile inactive, așa că de aceea am mai scăzut în abonați. Conturile inactive practic au fost șterse. Deci YouTube s-a apucat de curățenie. Vă pup și aveți grijă de voi!